Gata, e clar pentru toată lumea. Prigojin a murit în accidentul de pe 23 august. O spune comisia de investigație rusă care a efectuat testele genetice pentru a identifica victimele. Doar că aceste teste făcute de comisia rusă nu au fost verificate de nicio altă sursă independentă. Vorbim mai departe despre acest subiect cu Florin Jipa, editor șef la Monitorul Apărării și Securității. Bine te-am găsit, Florin. Bună, Alex. Comisia rusă spune că au confirmat că aceste persoane decedate erau cele de pe lista de zbor, de pe data de 23. Cât de credibilă este această informație? E adevărat că comisia nu a împărțit niciun detaliu al testului, nu a lăsat niciun fel de investigații independente să aibă loc, dar cred că Prigojin era în acel avion. Toate o confirmă, am văzut că inclusiv pe grupurile de socializare ale mercenarilor Wagner se vorbește despre acest lucru, adică teoriile conspiraționiste despre Prigojin că și-ar fi înscenat propria moarte stau tot mai puțin în picioare. Primul pas a fost făcut, Rusia spune că Prigojin este mort, acum trebuie să facă următorii doi pași. Pasul 2, să spună cauza accidentului, iar dacă nu a fost o cauză, să zicem, naturală, cum ar fi un eșec tehnic, o problemă tehnică, o problemă de pilotaj, condițiile vremii și mergem într-o cauză alta decât una naturală, atunci trebuie să spună și cine este în spatele unui eventual atentat, punctul 3. Deci comisia mai are de lucru la cele două. Nu cred că vom ajunge la punctul 3 niciodată, însă cel puțin așteptăm să vedem la punctul 2, deoarece atât resturile avionului, dar și cutia neagră au fost ridicate și concluziile unei verificări preliminare trebuie date cât mai repede cu putință. Florin, vedem că îndoielile au apărut după ce moartea lui Prigojin a fost anunțată foarte rapid după accident, iar acum această confirmare în urma testelor genetice vine și ea la fel de rapid. Va rămâne această incertitudine când informațiile vin dinspre Kremlin? Da, va rămâne incertitudine. Am văzut că Putin a confirmat cumva decesul, a rostit așa un scurt necrolog, a spus despre Prigojin că a avut o viață grea, dar și a făcut greșeli foarte mari. La o zi după ce Putin a confirmat moartea, purtătorul de cuvânt al Kremlinului și-a retras cumva afirmația și a zis să așteptăm rezultatele anchetei genetice, rezultatele genetice. Acum au venit și acestea. Este clar că Rusia, și în special regimul lui Putin, a vrut să spună cât mai repede populației că Prigojin este mort, tocmai pentru a nu da speranțe luptătorilor Wagner. De altfel, în Rusia a și început o acțiune de curățare a memoriei lui Wagner. Un cimitir a fost ras cu totul de pe suprafața. Au fost demontate cruci și tot a fost betonat. Practic acolo nu mai zici că a fost niciun cimitir al luptătorilor Wagner. Cred că încet, încet, din memoria colectivă, Kremlinul vrea să scoată acest episod cu rebeliunea militară a wagneriților destul de umilitor pentru Putin. Florin, îți mulțumesc pentru informații.